Doar 83 dintre cei 178 de beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibil petrolier s-au prezentat la sfârșitul săptămânii trecute pentru a-și ridica ajutorul aferent. Pe această cale, Primăria Municipiului Reșița, mai exact Direcția de Asistență Socială, îi așteaptă în continuare și în săptămâna aceasta pe beneficiarii acestui drept, de luni până joi, între orele 8 și 16, dar și vineri, între orele 8 și 13.